A devenit mamă la doar 14 ani. S-a întâmplat în Buzău, unde o copilă a ajuns la spital pentru că avea dureri mari de spate. Medici aveau însă să constate că ea urmează să nască. Colega mea, Maria Băurceanu, vine cu mai multe informații. Maria, bună seara! Fata, mama ei, nu știau că este însărcinată? Bun găsit, Marius. În momentul în care a ajuns la unitatea de primiri urgențe, atât fata cât și mama ei negau faptul că aceasta ar fi însărcinată. Asta în ciunta prognosticului dat deja de medici. A venit pentru că avea dureri lombare puternice, însă la scurt timp nașterea s-a declanșat spontan. Astfel, fetița a născut un băiețel sănătos, asistată, bineînțeles, de medicii de la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău, după care a fost transferată alături de copilul ei la maternitate. Acesta nu este nici pe departe un caz singular, iar statisticile nu sunt deloc încurajatoare. Peste 23% dintre mamele minore din Uniunea Europeană trăiesc în România și peste 8600 dintre acestea au devenit mame înainte de vârsta majoratului, iar 700 dintre ele au devenit mame înainte de, atenție, am primit vârsta de 15 ani. Mai mult, 83% dintre mamele minore spun că s-au lăsat de școală înainte să devină mame, iar 64% dintre acestea s-au lăsat de școală odată ce au aflat că sunt însărcinate. Practic, în țara noastră, fenomenul copii cu copii este într-o continuă creștere, iar statul se pare că nu face nimic pentru aceste fete. Educația sexuală lipsește cu desăvârșire din școli și autoritățile tratează acest lucru ca pe un subiect tabu, dar iată, din această cauză, din ce în ce mai multe tinere devin mame înainte de a împlini vârsta de 15 ani. Ce este și mai tragic este faptul că multe dintre ele nici măcar n-au condiții să-și crească copiii.